Să deschidem Cartea Domnului la Exod, capitolul 17 și vom citi de la versetul 8 până la finele capitolului, versetul 16. Exodul 17, versetul 8. Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși la luptă împotriva lui Amalec, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce-i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec, iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel, și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și el a așezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta, și mâinile lui au rămas întinse până la asfințitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu tăișul săbiei. Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea minte și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Moise a zidit un altar și a pus numele Domnul steagul meu. El a zis, pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec din neam în neam. Amin. Să ocupăm locurile. În seara aceasta, textul la care ne vom referi începe aici la versetul 8 din capitolul 17 și se va încheia cu versetul 25 din capitolul 19, deci aceasta este partea din Scriptură la care ne vom referi. Am numit lecția din seara aceasta, pustiul, trei lecții practice. Suntem la începutul călătoriei, urmează o călătorie lungă de 40 de ani și sunt trei lecții extrem de importante în capitolele acestea despre care am vorbit. Dar așa cum avem obiceiul, repetăm ce am învățat până acum. Dacă la fiecare lecție încercăm să ne aducem aminte subiectul principal al lecției precedente, poate că se va fixa mai bine în mintea noastră. Am învățat că Dumnezeu cheamă oameni și nu așteaptă voluntari. Dumnezeu nu lucrează cu voluntari. El cheamă oameni pe care El îi califică și îi trimite în lucrare. În al doua lecție am învățat că Dumnezeu lucrează cu vase zdrobite. Moise este un asemenea vas pe care îl folosește Dumnezeu după 80 de ani. 40 de ani a petrecut în Egipt, 40 de ani la oi și acum este potrivit în mâinile lui Dumnezeu pentru a se folosi Domnul de el. Trei, Dumnezeu vorbește și astăzi. Dumnezeu vorbește să inițieze relații cu noi, Dumnezeu ne vorbește să ne dea revelații și Dumnezeu ne vorbește să stârnească respect față de El și să ne închinăm înaintea Lui. În lecția 4 am învățat că atunci când ești sub presiune, cea mai bună soluție este să alegi la Dumnezeu, așa cum a făcut-o Moise. În lecția 5 am învățat că sângele mielului ne răscumpără din moarte. Ușile evreilor erau însemnate cu sângele mielului și îngerul morții a trecut mai departe și au murit în noaptea aceea primii născuți din casa lui Faraon și a tuturor egiptenilor. Numărul 6, am învățat că atunci când Dumnezeu este cu noi, nu există imposibil. Israelul este într-o situație aproape fără ieșire, între mare și muntele de unde venea Faraon cu armata lui. Dar atunci Dumnezeu este gata să acționeze în situațiile imposibile din viața noastră. Și am învățat joia trecută că experiențele pustiului ne maturizează și devenim mai maturi atunci când trecem biruitor prin ele. Dar în seara aceasta vom avea trei experiențe, trei lecții practice pe care nu numai Moise le-a învățat în pustiu, ci ele ni se adresează și nouă. Primul, discutăm despre atacul dușmanului. Când dușmanul te atacă, când Amalec năvălește asupra ta. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu,
Și aș vrea să menționăm lucrul acesta pentru că este important. Chiar un frate mi-a adus aminte de versetul acesta. În Exodul, capitolul 13, versetul 17, după ce a lăsat Faraon pe popor să plece, Dumnezeu l-a adus pe drumul care dă în țara filistenilor, măcar că era mai aproape, căci a zis Dumnezeu, s-ar putea să-i pară rău poporului văzând războiul și să se întoarcă în Egipt. Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu a ales un asemenea traseu este și acesta. Evreii nu erau pregătiți de război, nu aveau experiență militară, nu aveau o armată formată. Și atunci Dumnezeu i-a ferit la începutul călătoriei de război. Ei, aflăm acum în textul de astăzi că cu toate că Dumnezeu îi duce pe un drum ca să nu întâlnească războiul, vine războiul la ei. Amalek, care este exponentul satanei, nu, atacă pe neașteptate poporului Dumnezeu și vom discuta imediat despre lucrul acesta. Deci, poporul lui Dumnezeu este pe un traseu pe care l-a ales Dumnezeu. Vă aduc aminte din nou că evreii mergeau pe direcția pe care mergea norul în timpul zilei și focul lui Dumnezeu în timpul nopții. De fapt, Moise a spus, dacă nu vii cu noi, nu ne lăsa să plecăm singuri. Noi nu mergem fără tine. Și atunci Dumnezeu a fost călăuza poporului. Când se ridica norul de pe tabără, dădea și o direcție pe care trebuia să meargă tabăra. Și direcția pe care se mișcă această coloană uriașă, nu? Unii spun că sunt aproape 3 milioane de oameni cu mulțimea copiilor, a femeilor și a altor neamuri care au ieșit împreună cu evrei, coloana aceasta este dirijată de Dumnezeu pe un traseu pe care îl alege Dumnezeu. Aici ar vrea să fac o mică pauză și să vă spun că, în ultima instanță, cei care sunt credincioși cu adevărat se află pe un traseu în viață pe care îl alege Dumnezeu. Și la sfârșitul vieții, uitându-ne în urmă, ne mirăm de ce a trebuit să trecem și prin asta și pe acolo și să ajungem și pe aici. Și, practic, Dumnezeu ne-a călăuzit viața în așa fel și ne-a dus pe unde a vrut El și pe unde a trebuit să mergem. Un al doilea lucru este că acest atac al lui Amalek este un atac absolut neașteptat. Este ca și atacul satanei. Satana nu vine anunțat, el vine pe neașteptate. El atacă din senin. Poporul acesta al lui Amalek a rămas în istorie ca un exemplu al diavolului care îl atacă pe creștin întotdeauna pe neașteptate, pe nepregătite. Este de fapt primul război în călătoria aceasta pe care poporul lui Israel o are spre Canaan, cu acest dușman, surpriză, nu? Nu s-au așteptat absolut deloc și au năvălit deodată peste poporul lui Dumnezeu. Sunt câteva lecții practice din partea aceasta istorică, din istoria aceasta, pe care am putea să ni le asumăm și să le învățăm în această seară. Prima lecție este că arma cea mai importantă în viața noastră este și trebuie să fie întotdeauna rugăciune. Moise se urcă pe munte să se roage, în timp ce Iosua se duce să se lupte. Observați ce corelație extraordinară este între rugăciunea lui Moise și izbânda sau eșecul armatei lui Iosua în lupta cu Amalek. Când mâinile lui Moise se ridicate spre cer, practic când el se roagă lui Dumnezeu, victoria este de partea poporului lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care stabilește soarta ta și nu dușmanii tăi. De aceea, nu te concentra asupra lor, cât îți de mulți, cât îți de mari, cât îți de puternici. Concentrează-te asupra lui Dumnezeu, care este sursa victorilor tale. Du-te la El, du-te în rugăciune la Dumnezeu. Nu uita de cel mai important lucru pe care tu poți să-l faci atunci când ești atacat de cel rău. Roagă-te! Roagă-te lui Dumnezeu! Zilele acestea cu problema asta
care a dat peste mine, mi-am adus aminte de o chestiune foarte simpatică. Un frate din Portland a mărturisit într-o predică în biserică că va fi operat de inimă, așa cum o să fiu și eu. Și o soră l-a așteptat pe hol și zice, dar frate, n-ai predat dumneatale inima Domnului, nu? Ba da, a zis el, soră, am predat-o Domnului, m-am ținut stomacul pentru mine. Și dacă aș fi fost deștept să predau și stomacul Domnului, n-aș fi avut eu problemele astea care le am acum. Uneori predăm inima Domnului, dar mai ținem celelalte pentru noi și lucrurile se complică. Să nu uităm că cel mai important lucru pe care îl putem să-l facem atunci când vine cazul peste noi este să ne rugăm. Știți ce am urmărit zilele astea și eu și soția la YouTube? Tot felul de operații de inimă. Ne-am documentat de numă. Ei, mi-a plăcut foarte mult un doctor care ne-a recomandat ce să faci atunci când urmează să te trezești, nu, din coma aceea indusă de către doctor după operație. Zice, primul lucru, cel mai important, zice, roagă-te. M-a mirat că doctorul recomanda să te rogi, să te rogi, să-ți ocupi mintea cu ceva pozitiv, să te gândești la Dumnezeu. Nu. Este un lucru extraordinar. Când te atacă Amalec, cel mai bun lucru este să te rogi. Necazul este că imediat, la orice atac din partea diavolului și uneori a oamenilor, nu că diavolul se folosește de oameni, crește imediat nivelul adrenalinei, nu? Și uităm să ne rugăm, ne concentrăm pe dușmani, uite cât e de rău, ce vrea să facă, unde o să acționăm, cum să ne apărăm, nu? Și uităm cel mai important lucru, uităm să ne rugăm. Arma ta cea mai puternică este rugăciunea. No matter what. Lecția numărul 2. Predă-te lui Dumnezeu și nu dușmanului. Dacă trebuie să ridici mâinile sus, ridică-le înaintea lui Dumnezeu și nu înaintea dușmanului, nu? Predă-te lui Dumnezeu. Moise știe treaba asta și s-a predat lui Dumnezeu. N-a putut să ține mâinile sus multă vreme, pentru că nu este un lucru chiar ușor, nu? Dar Moise a apelat atunci la ajutoare și a doua lecție este că trebuie să ne predăm Domnului în toate luptele și toate necazurile care vin peste noi și El va fi izbăvirea noastră. Dar ar trebui să contăm imediat și pe sprijinul altora. Ar trebui să contăm și pe sprijinul altora. Ai nevoie de un Aron și un Hur să te sprijinească în rugăciune. Ai nevoie de cineva să-ți țină mâinile sus. Ai nevoie de cineva care să vină cu o piatră de naia mare și spune, nu te supăra, frate Moise, ai vreo 80 și ceva de ani, e cam greu să stai în picioare și cu mâinile sus, stai pe piatra asta aici, că ne îngrijim noi să ținem mâinile astea slăbănogite în sus. Ai nevoie de alții. Lasă-te ajutat în momentele acelea. Importanța unității frățești în asemenea momente este extraordinară. Pentru că Domnul a spus că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor, Matei 18:20. În viața familiei soției mele, viața unui păstor, a fost pastorul unei biserici 42 de ani, una dintre cele mai grele perioade din viața socrului meu a fost când au venit de la București și l-au dat afară, l-au ținut vreo 2 sau 3 ani pe bancă, nici măcar la rugăciune nu l-au pus în biserică, era proscris că avea rude în America și a pus și niște străini să predice la învonul bisericii din Oradea. Ei, știți ce a făcut socrul meu și am avut un respect deosebit pentru el și a ales un grup de rugăciune. Niște bărbați și femei din biserică care au fost alături de el în toată perioada aceasta și s-au rugat lui Dumnezeu
aveau două sau trei întâlniri de rugăciune pe săptămână prin casele fraților. Și asta l-a ținut în picioare și a rămas în picioare. Când te atacă diavolul, ai nevoie de ajutor, ai nevoie de frați, ai nevoie de oameni care să se roage pentru tine. Îndrăznește, caută-i, lasă-te ajuta de ei. Lecția numărul 4, nu uita experiența victoriei. Ca să ții minte, scrie-o. Iată ce spune Dumnezeului Moise, scrie lucrul acesta într-o carte, ca să se păstreze aducerea minte și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Scrie într-o carte. Scrie experiențele prin care treci ca să nu le uiți. Scripta manent, ce e scris rămâne. Vorba volant, vorba zboară, pleacă, se duce. Scrie experiențele care le ai cu Dumnezeu. Experiențele acestea vor ajuta pe alții în decursul istoriei. Poate că experiența aceasta va încuraja și pe alții, îi va ajuta pe oameni. De aceea spune Dumnezeu, scrie în carte lucrurile acestea. Următorul pasaj pe care vom studia în această seară este un ajutor la purtarea poverilor. La Moise vine în vizită socru. Am avut la Chicago pe un prieten care zice, mă, Petrică, să știi că Dumnezeu ascultă și rugăciunile îndoielnice. Dar cum așa? Ce, m-am rugat să vină soacra în vizită și a venit. Vine socru în vizită, nu? Nu vine singur. Vine cu soția lui Moise, pe care Moise a lăsat-o acasă. Știți episodul când i-a zis, tu ești un bărbat de sânge pentru mine, nu? Când și-a tăiat copiii împrejur, că Moise a uitat să-i taie împrejur și îngerul Domnului era să-i omoare. Se pare că s-a iscat un conflict destul de serios și a fost trimis acasă doamna. Găsim pe Moise că avea și o etiopiancă de nevastă, nu? Se pare că în perioada aceea unde, mă rog, nu putem să punem la oaltă, eu știu, condițiile moralității creștine de astăzi cu cele de atunci, ar fi o problemă serioasă pentru noi astăzi să avem asemenea lideri, nu? Cu nevastă trimisă acasă, vine cu copiii, pe urmă. Este totuși impresionant că Moise îl primește foarte bine pe socrul său. Îl invită la masă, îi povestește de amănunt ce a făcut Dumnezeu pentru ei, cum i-a scos din Egipt. O primește, cred, bine și pe nevastă și pe copii, mai ales. Și Ietro spune, binecuvântat să fie Domnul care v-a izbăvit din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon, El care a izbăvit pe poporul din mâna egiptenilor. Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți dumnezeii, căci în lucrul în care s-au purtat cu trufie, El a fost mai presus de ele. Moise și socrul lui au adus lui Dumnezeu jerfe, arderi de tot, s-au bucurat împreună, au avut o părtășie excelentă. Dar, așa cum sunt socrii și se pare că ei văd câteodată mai bine din afară, nu? Văd lucrurile din afară. Din afară se văd lucrurile mai bine decât dinăuntru. Pentru că înăuntru ne-am obișnuit cu anumite lucruri și nu le mai vedem. El a văzut că ceea ce se întâmplă în relația lui Moise cu poporul nu este un lucru pe în regulă. Ăsta stă de dimineață până noaptea târziu și tot îi judecă și ascultă toate plângerile, toate văicărelile, toate pârele, nu? Mergeau cu reclamațiile, cu jalba în proțapul la Moise. Și Moise de dimineață până seara tot rezolva problemele poporului și îl vede socru extenuat, îl vede terminat pe Moise. Și îi dă niște sfaturi.
Ei bine, sfaturile astea lui Ietro conțin câteva lecții foarte practice pentru noi. Moise a fost un om inteligent, un om al lui Dumnezeu, un om pocăit, care nu s-a supărat că socrii dă sfaturi, nu? Asta ne mai lipsește nouă, să avem și socrii să ne mai dea și sfaturi, nu? Moise a ascultat bine ce zice bătrânul, socru, și i-a dat dreptate și a ascultat de el. Și asta a dus la salvarea, practic, lui Moise și a devenit o nouă calitate a slujirii lui Moise pentru că a ascultat de socrul lui. Dar haideți să vedem câteva lecții extrem de importante. Lecția numărul 1, învață mereu și învață și pe cei și pe alții, învață și pe cei din jurul tău. În Exodul, capitolul 18, versetele 19 și 20, ascultați ce spune Ietro. Acum, ascultă glasul meu, am să-ți dau un sfat. Și Dumnezeu va fi cu tine. Fii tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu și du pricinile înaintea lui Dumnezeu. Învață-i poruncile și legile și arată-le calea pe care trebuie să urmeze și ce trebuie să facă. Învață și învață și pe alții, spunea Ietro lui Moise. Asumă-ți rolul acesta de tălmaci, de traducător. Practic, rolul preotului era acesta dublu, să vină cu problemele oamenilor înaintea lui Dumnezeu și apoi să vină cu răspunsul lui Dumnezeu înaintea oamenilor. Să fie, de fapt, un traducător, un tălmaci între Dumnezeu și popor. Învață, spunea, ca să poți învăța pe alții. Aici vreau să fac o paranteză și vreau să vă încurajez să învățați atâta timp cât trăiți, învățați. Aș putea spune mai mult, atâta timp cât învățați, trăiți cu adevărat. Nu vă temeți de carte, cărțile nu omoară pe nimeni. Citiți, învățați ceva nou în fiecare zi. Știți că Dumnezeu ne-a dat un creier care se dezvoltă continuu, care are o capacitate de a acumula informații aproape extraordinar, aproape infinită? Nu vă temeți să-L folosiți. Puneți lucruri bune în El. Cine nu învață, nu trăiește cu adevărat. Învață ca să poți învăța pe alții. Învățătura este preventivă a erorilor și a păcatelor. Dacă cunoști cuvântul lui Dumnezeu foarte bine, vei ști să te păzești de o serie de păcate, care altfel n-ai fi știut să te păzești, nu? Cum își va ține tânărul curată cărarea? Cum? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Da, dacă nu-L cunoști, dacă nu-L studiezi, nu l-ai acumulat în tine, cum vei face referințe la el? Și apoi, învățătura este prioritară. Gândiți-vă numai la apostoli, la prezbiterii, la diaconii pe care ne învață Sfânta Scriptură să-i promovăm. O calitate fundamentală este aceea că sunt niște oameni învățabili, nu? Este în engleză foarte faimoasă afirmația asta, God loves fat people. Fat F de la faithful, A de la available și T de la teachable. Acum noi ăștia mai ponderali suntem foarte happy să auzim asemenea lucruri, nu? Domnul ne iubește. Dar fat înseamnă, așa cum ziceam, faithful, available and teachable. Și Dumnezeu îi cheamă pe copiii lui să fie așa, să aibă aceste trei calități extraordinare. Lecția numărul 2. Nu uita, viața ta devine un model pentru alții. Viața ta devine un model pentru oamenii din jurul tău. Știi că suntem model întotdeauna pentru cineva? Majoritatea oamenilor din lumea în care noi trăim imită pe alții. Se pare că proporția imitatorilor este uriașă, peste 75%.
Foarte puțini oameni sunt originali și creează ceva nou. Și alas ne luăm după ăștia care fac ceva nou, facem și noi ce vedem la alții, nu? Într-un sat din România, dacă te duci și cineva își vopsește casa verde, apar 75% de case verzi în satul ăla. Oamenii imită pe ceea ce văd. Cineva a calculat că în decursul vieții noastre influențăm până la 10.000 de persoane. 10.000 de persoane cu viața noastră, cuvintele noastre, eu știu, exemplul nostru pe care îl dăm în viață. 10.000 de persoane, într-un fel sau altul, sunt influențate de existența noastră. De aceea ai grijă că ești un model pentru cineva. Cineva calcă pe urmele tale, nu? Exemplul nostru în comportament, atitudine, atunci când suntem la greu, când dăm de necazuri, cum ne comportăm când dăm de necazuri, atitudinea noastră față de valori, modul în care vorbim, toate acestea sunt exemple care influențează pe oamenii din jurul nostru. N-ar trebui să uităm asta niciodată. Lecția numărul 3, care este extrem de importantă, deleagă autoritatea altora. Ietro se uită la Moise, îl vede extenuat, obosit de dimineața până seara, să auzi toate minunile ce s-au întâmplat între 3 milioane de oameni. Nu este un lucru ușor. Și multe din ele sunt absolut revoltătoare. Te calcă pe nervi să auzi asemenea prostii, nu? Și atunci l-a văzut cât e de extenuat, cât e de obosit Moise. Și spune, nu e în regulă, Moise, dă de lucru la alții. Învață să lucrezi în echipă. Tu reprezinți un organism, nu o organizație. Și un organism, într-un organism există cooperare. Ai încredere în oamenii de caracter și competenți pe care ai în jurul tău. Promovează-i. Moise nu lucra cât 1.000 de oameni. Dă de lucru la 1.000 de oameni. Aici e o problemă foarte mare cu noi, pentru că nu delegăm autoritate și o facem pentru că ne simțim, nu avem, aveam această insecuritate personală, insecuritatea slujbei care o avem. Nu? Am cunoscut în America mai la început un păstor care nu numai că era păstorul bisericii, dar s-a hotărât să fie și genitorul bisericii. Acum, la început era o problemă serioasă, că nu prea aveau frații bani, nu prea mulți, și l-au angajat și păstorul bisericii, și genitorul bisericii. Problema care era că, de fapt, omul ăsta voia să controleze tot. Voia să aibă sub cheie absolut totul. Nu a supraviețuit multă vreme în toate slujbele astea, nu? A trebuit să aleagă într-una. Bineînțeles, ales aia de păstor, nu de genitor, dar o făcea pentru că se temea că el nu poate controla toate lucrurile. Dă de lucru la alții. Moise, spune Ietro, tu te istovești singur și vei istovi și pe poporul acesta care este cu tine, căci lucrul este mai presus de puterile tale și nu-l vei putea face singur. Ascultă glasul meu, am să-ți dau un sfat și Dumnezeu va fi cu tine. Fii tâlmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu. Fii reprezentantul lor înaintea lui Dumnezeu. Și vino de la Dumnezeu cu soluțiile lui Dumnezeu pentru tot neamul ăsta. Nu te apuca să rezolvi că Nana Mărie nu i-a dus, a luat-o înapoi, a luat covata și a pierdut-o și minun de genul ăsta. Vă dați seama câte găinării din astea mici veneau la Moise. Și Moise primește sfatul înțelept al lui socru său, spune, pune oameni să se ocupe de treaba asta și nu te ocupa de toate aceste lucruri. Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei. Pune peste popor drept căpetenii peste 1.000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10. Wow! Ăsta-i dă indicații foarte
Exact. Și Moise execută treaba asta și organizează ca niciodată până atunci poporul lui Dumnezeu. E adevărat, Moise n-a avut experiențe, el a condus oile și la oi pe berbec nu poți să-l pui șef nicăieri, pe măgar nici atâta, nu? N-a putut să facă asemenea schemă, nu? Structură de autoritate. Dar aici învață de la socrul lui și își face o viață mult mai ușoară. Delegă autoritate. Și numărul 4, stai deasupra problemelor. Stai deasupra problemelor. Moise a ascultat sfatul socrului său, va fi scutit de stres, extenuare și depresie din momentul acesta și dintr-o dată lucru în echipă, cu toată echipa aceea de oameni, devine o plăcere, nu mai este o oboseală formidabilă. Eu cred că rugăciunea Domnului Iisus din Matei 9, versetul 37-38, se referă la modul acesta de a gândi. Spunea Domnul, rugați dar pe Domnul secerișului să scoate lucrători la secerișul lui. Domnul nu spune, o, băieți, câți sunteți, câți ați rămas? 11, nu? Iuda a plecat, bun, 11. Nu, voi de astăzi sunteți responsabili cu mântuirea întregii lumi. Nu. Au fost învățați să delege autoritate, să formeze păstori, să formeze lucrători și așa mai departe și să se roage Domnului să scoate Domnul lucrător la secerișul ăsta mare care este. Nu, nu este secerișul încredințat numai mie sau ție. Este încredințat tuturor credincioșilor. Dar haideți să mergem mai departe la ultima parte. Ne vom referi aici de la capitolul 19. Intră în prezența lui Dumnezeu. Versetul 3 din capitolul 19 spune atât de extraordinar. Moise s-a suit la Dumnezeu. Moise nu numai că s-a rugat lui Dumnezeu și a ridicat mâinile sus, dar acum s-a suit la Dumnezeu. A văzut că Dumnezeu coboară pe munte și a urcat la Dumnezeu. Sunt câteva lecții practice din capitolul acesta 19, care este de fapt o pregătire a poporului pentru primirea celor 10 porunci. Dacă Domnul ne ajută și totul va fi ok, săptămâna viitoare vom studia despre cele 10 porunci pe care le primește Moise din partea lui Dumnezeu. Dar acum Israelul este la muntele Sinai și Dumnezeu pregătește poporul acesta pentru a primi cele 10 porunci. Moise s-a urcat la Dumnezeu. Din nou câteva lecții foarte practice. Numărul 1, sfințirea, punerea deoparte pentru Dumnezeu. Dacă citiți împreună cu mine la capitolul 19, versetul 10, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, și Domnul a zis lui Moise, du-te la popor, sfințește-i azi și mâine și pune-i să-și spele hainele, să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va coborî în fața întregului popor pe muntele Sinai. Sfințește-i, pune-i deoparte pentru mine, spune Dumnezeu, pentru că sfințire înseamnă să fii separat de lume, consacrat numai pentru Dumnezeu. Dedicați împărăției lui Dumnezeu, consacrați numai pentru împărăția lui Dumnezeu. Aici se vorbește despre sfințirea personală, care este posibilă pentru că Duhul Sfânt lucrează această sfințire personală în fiecare dintre noi. Dar nu numai asta îi cere Dumnezeului Moise și poporului pentru ziua aceasta măreață, când Dumnezeu se va coborî în mijlocul lor pe muntele lui cel Sfânt, nu? Pe muntele Sinai, Dumnezeu spune așa, curățați-vă, fiți curați, curățați-vă de păcat. Versetul 14. Moise s-a coborât de pe munte la popor, a sfințit poporul și ei și-au spălat hainele. Expresia curăției este spălarea hainelor și a trupului. Înaintea lui Dumnezeu trebuie să stăm curați. Dumnezeu ne-a făcut curați și trebuie să ne spălăm de murdăria acestei lumi atunci când stăm înaintea Lui. Curățenie înseamnă respect pentru oameni și pentru Dumnezeu.
Aici, în vremea noastră, lucrurile sunt mult mai clare și mai ușor de făcut, nu? Trăim într-o lume civilizată, într-o lume care se spală, nu? Cineva spunea că are un băiat, zice, care are niște idei foarte înalte. Dar de cum, zice, vrea să salveze planeta, resursele planetei. Cum vine asta? Zice, nu se spală. Economisește apa. Al treilea lucru care Dumnezeu cere lui Moise și recomandă al poporului pentru ziua aceasta când va veni înaintea lui, este abstinență. Practic, îi învață Dumnezeu să fie disciplinați în relațiile lor intime. Versetul 15 spune foarte clar. Și a zis poporului, fiți gata în 3 zile să nu vă apropiați de vreo femeie. Era poruncă a lui Dumnezeu pentru practicarea abstinenței, nu? Pentru că abstinența de la relațiile intime vorbește despre autocontrol, despre stăpânirea de sine, nu? Despre renunțare, o educare a voinței, o declarație că dragostea de Dumnezeu este pe primul loc și întrece celelalte forme de dragoste din viața noastră. Și atunci Dumnezeu a recomandat prin Moise poporului să trăiască în abstinență, să fie disciplinat pentru ziua aceea când se va întâlni Dumnezeu cu el. Și apoi următoarea poruncă este ascultarea. Stai în supunere de Domnul. Versetul 12, să hotărăști poporului anumite margini de jur împrejur și să spui, să nu cumva să vă suiți pe munte sau să vă atingeți de poalele lui. Oricine se va atinge de munte va fi pedepsit cu moartea. Nici o mână să nu se atingă de el, ci pe oricine se va atinge să-l omoare cu pietri sau să-l străpângă cu săgeți, dobitoc sau om nu va trăi. Când va suna trâmbița, ei vor înainta spre munte, spunea Dumnezeu lui Moise. Îmi pare rău că în gândirea noastră românească lipsește acest concept de granițe. Să știți că el este foarte răspândit în teologie, în gândirea americană. Și fiecare din noi ar trebui să ne stabilim niște granițe. Nu putem trăi fără ele. Acum, știți că ideea este să trăim într-o lume fără granițe, nu? Ideea lui Biden, de aia lasă pe toți să vină pe aici prin sud, în America, nu? Chiar că m-a sunat cineva din România care zice că a trecut pe acolo. Trec uneori oameni care n-ar trebui să ajungă pe aici. Și o lume fără granițe e o lume foarte periculoasă. Dumnezeu spune, atingerea muntelui înseamnă neascultare. N-ai voie să te atingi de ce Dumnezeu spune să nu te atingi. Trebuie să asculți de Dumnezeu, nu? Dumnezeu stabilește reguli. Ar fi bine să le respectăm dacă Dumnezeu le-a stabilit, nu-i așa? Ar trebui să știm că ascultarea este mai bună ca jertfa. Este un principiu extraordinar. Astăzi se pare că la modă este revolta, nu? Și nu ascultarea de Dumnezeu. Vorbeam înainte că ar fi bine să recâștigăm acest concept de granițe, de boundaries. Și ar trebui să ne stabilim fiecare dintre noi ce n-o să facem niciodată, pe unde n-o să umblăm niciodată, ce graniță n-o să trecem niciodată, ce linie roșie să n-o trecem niciodată. Pentru că o viață de sfințenie este o viață care se desfășoară în niște granițe stabilite de Dumnezeu. Și conceptul acesta este foarte sănătos. În familie, în relațiile cu soția, cu soțul, cu copiii mai ales, nu? Relațiile copiilor cu părinții, cu dascării. Eu sunt îngrozit când citesc acum pe internet ce se întâmplă în școlile din România, nu? Elevi care îi bat pe dascări, nu? Într-o școală din București acum au arestat nu știu câți copii de oameni foarte mari politicieni care vindeau droguri.
Erau gangsteri care vindeau droguri în școlile, în liceele din București. Domnule, dacă noi am scris pe bancă cu creionul sau ce știu, am aruncat ceva hârtie pe jos, a fost o mare crimă, nu? Nici vorbă să ne treacă prin cap la ceea ce se întâmplă în școlile de astăzi. Pentru că nu mai există granițe, nu stabilește nimeni boundaries, nimeni, și dacă le stabilește, nu le păzește nimeni, nu? Și în unele ar trebui să facem niște garduri de la mari ca lui Trump. Să nu treacă nimeni pe acolo, nu? Haideți să încheiem cu câteva concluzii. Numărul 1. Există o corelare între gradul de supunere și victorie în viața noastră. Gândiți-vă la războiul cu Amalec. Supunerea față de Dumnezeu, când există supunere și legătură cu Dumnezeu, există victorie în vale pentru poporul lui Dumnezeu. Cu cât ne predăm lui Dumnezeu mai mult, vom avea mai multă victorie. Cu cât ne predăm lui Dumnezeu, îi vom bate mai mult pe dușmanii Domnului și dușmanii noștri. Concluzia numărul 2 este că Dumnezeu nu face excepție pentru nimeni în ceea ce privește slujirea împărăției sale. Veți vedea pe parcursul istoriei poporului Dumnezeu că nici măcar cu Moise Dumnezeu n-a făcut excepții. Și aproape că suntem deranjați, Doamne, dar ăsta 40 de ani la oi, a sacrificat, a muncit, a suferit atâta și să nu intre în Canaan, Domnule, pentru o chestie din asta că, eu știu, n-a respectat o ceremonie, cum ni se pare nouă. Dumnezeu nu face excepții, să știți, pentru nimeni în ceea ce privește slujirea împărăției sale. Numărul 3. Poartă poverile împărăției, dar împarte-le și cu alții. Nu le căra singur. Nu e problema numai a ta. Am mai spus-o, eu am publicat o revistă în Chicago vreo 12 ani și ne-am inspirat foarte mult dintr-o publicație americană. Era intitulată Leadership. Era o revistă extraordinară, păcat că nu mai există astăzi. Și în revista aceasta, americanii au publicat o caricatură extraordinară. Un bărbat căra în spate o biserică. Pastorul căra biserica în spate. La geamuri stăteau ca pe la autobuz frații și se uitau pe geamuri, nu? La peisaj, nu? Ăsta transpirat, săracul, ca un melc, căra biserica în spate, era biserica lui, nu? Ei, uitându-mă multă vreme la caricatura aceea, mi-am dat seama că ăsta eram eu, pentru că eu credeam că biserica e a mea. Și atunci țin minte că am făcut o rugăciune și am spus, Doamne Dumnezeu, iartă-mă pentru treaba asta, că am crezut naivitatea asta, biserica ta, nu a mea. Ei, eu mă duc să mă culc, dar vezi că biserica asta ta are niște probleme. Și mergeam în fiecare seară și spuneam la Domnul ce probleme are biserica asta lui. Și puteam să dorm liniștit, pentru că mă descărcasem de povara asta uriașă care credeam eu că stă pe umerii mei. Poartă poverile împărăției, dar împarte-le și cu alții. Nu le du singur. Lasă-și pe alții să-ți ridice mâinile sus, nu? Împarte și la alții, dă și la alții de lucru. Nu lucra în locul tuturor. Este un principiu extraordinar. Și ultimul lucru care îl menționez, numărul 4, nu ne putem apropia de Dumnezeu decât prin sfințirea pe care ne-a adus-o Fiul Său. Domnul ne-a adus sfințirea, suntem sfințiți prin jertfa Lui de la cruce, prin credința în această jertfă, și ne putem apropia de Dumnezeu prin El. El este ușa deschisă spre Dumnezeu. Acestea sunt câteva concluzii din lecția pe care am avut-o în această seară. Ne rugăm Domnului să ne dea putere ca joia viitoare să studiem cele 10 porunci. Bineînțeles, va fi o lecție generală, urmând probabil, după ce terminăm treaba asta, să le luăm pe rând pe fiecare, pentru că vom descoperi
că ele sunt extrem de contemporane și valabile și pentru fiecare dintre noi în aceste zile. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și să-i spunem, Doamne, atunci când vine Amalec, ajută-ne să fugim la rugăciune, să fugim la Tine. Doamne, ajută-ne să putem împărtăși și cu alții poverile care Tu ne le dai. Doamne, ajută-ne să ne pregătim pentru întâlnirea cu Tine, sfințindu-ne în fiecare zi, pentru ca Tu să ne poți vorbi. Să ne rugăm cu toții.